Spuneți-mi, vă rog, cine sunt cetățenii Republicii Moldova? Din punctul dumneavoastră de vedere, bineînțeles. Bine, cetățenii Republicii Moldova sunt persoane care s-au născut aici, pe actualul teritoriu al Republicii Moldova și care, de fapt, au acceptat acest pact social de a conviețui într-un teritoriu care, iată, de 21 de ani, este stat independent, de la 27 august 1991, este stat independent pe nume Republica Moldova. Și este adevărat că cetățenii Republicii Moldova nu reprezintă o entitate națională foarte uniformă și foarte consolidată. În conformitate cu acest pact social nescris, conviețuiesc pe unde mai bine, pe unde mai rău. Deocamdată suntem cu toții angajați în acest proiect geopolitic pe nume Republica Moldova. Sunt activ din punct de vedere politic. Cetățenii Republicii Moldova sunt activi din punct de vedere politic, cred că de la 2009 încoace, fiindcă până la 2009 încoace, cu toată sinceritatea pot să vă spun că a fost o pasivitate și o lipsă de informare prilejuită și de cei 8 ani de guvernare comunistă care nu prea au educat cetățeanul simplu, ceea ce în spiritul accesului la informație, dreptului de a avea acces la informație, dorinței de a se informa. Și, de fapt, trebuie să ne dăm bine seama că Republica Moldova este un stat care trece printr-o tranziție de la post-totalitarism la democrație. Deci noi încă nu suntem un veritabil stat democratic care funcționează plenipotențiar în baza legii, un stat de drept cu democrație matură și cred că acest activism politic a început în 2009, odată cu evenimentele din aprilie, Revoluția Twitter, și grație totodată faptului că a trebuit să trecem prin câteva runde de alegeri parlamentare. Aceasta cred că a fost culmea, superlativul educației politice a cetățenilor din Republica Moldova. S-a ajuns până la aceea că uneori zice lumea, zice, uite domnule, țăranul, în loc să-și bată capul de unde să ia bani ca să însămânțeze pământul sau că uite, e secet afară și ce recoltă va avea, discutau cu cine să voteze sau de ce nu este ales președintele Republicii Moldova. Și eu, ca și profesor, în calitatea mea actualmente de deputat în Parlament, mă bucur foarte mult, fiindcă noi am reușit în perioada de 3 ani să evităm anumite etape și să contribuim la această dezvoltare mai mult sau mai puțin fulminantă a interesului pentru politică. Și să știți că ne-a reușit. Dacă înainte, până în 2001, până la venirea comuniștilor, cetățenii votau așa, de o manieră disparată, care și pentru cine acum cetățenii s-au învățat să-și cruțe votul, să țină la votul lor și se concentrează pe partidele mai mult sau mai puțin cunoscute, care au șanse să acceadă în Parlament. Și asta deja e bine, fiindcă nu se face risipă de voturi inutile. Plus că a explodat spațiul mediatic și avem mai multe canale de televiziune private, au venit niște investiții, cu toate că nu este suficient acest lucru, fiindcă spațiul mediatic este în continuare dominat de canalele rusești, avem mai multă presă în limba rusă, este presă importată, mai sunt și niște publicații de proveniență rusească, chiar din Rusia, dar cu ediții speciale adaptate la realitățile Republicii Moldova și, de fapt, aceste publicații sunt un fel de eco, un fel de vestigiu al fostei Uniuni Sovietice, inclusiv cu titlurile lor și inclusiv cu această dependență a cetățeanului nostalgic față de aceste titluri, gen Komsomolskaya Pravda, ceea ce în traducere înseamnă adevărul komsomolist. Vă imaginați, probabil că numai la noi poți găsi așa ceva. Foarte interesant ce îmi spuneți, mai ales că uitându-mă la cifrele brute, mă uitam că nu știu, numărul de oameni care votează a fost relativ constant în ultimul timp. Numai că acum spuneți că cei care votează nu doar votează, ci votează cu un scop, adică se gândesc pe ce partid sau... Este adevărat, dar vreau să vă zic că această constanță în prezența la vot, prezența numerică la vot a cetățenilor, are și o anumită explicație. Din păcate, actualmente, în lista votanților din Republica Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare, sunt incluși și cetățenii care au plecat peste hotare la munci și care și-au reintegrat familiile acolo, dar mai păstrează
reședința, domiciliul aici în Republica Moldova și nu îi putem exclude din lista votanților. Deci ei ca și cum ar fi, dar parcă nici nu mai sunt. De-aia, la capitolul de democrație electorală, democrație electivă, mai avem foarte mult de muncit. Eu personal cred că până nu se va introduce votul prin corespondență, votul electronic și votul prin procură, nu putem vorbi despre o adevărată democrație electorală și despre accesul la procesul electoral al tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent unde s-ar afla ei, că se află aici pe loc, că sunt plecați peste hotare. Și în acest sens sunt și autorul unei inițiative legislative cu privire la votul prin corespondență. Votul electronic, din motive de capacități, mai bine zis, incapacități tehnologice, nu putem introduce chiar acum, dar probabil că lipsește și voința politică. Cuiva nu-i prea convine că dacă votează într-o bună zi cam toți cetățenii, bine, o bună parte din ei, fiindcă avem 1 milion peste hotare, este o cifră enormă, este o pătrime din populația Republicii Moldova. Este enorm de mult, 25%. Dacă votează într-o eventualitate acești cetățeni, vă dați bine seama că Partidul Comuniștilor nu știu dacă mai trece pragul electoral în Parlament. Riscă să nu treacă pragul. Adică vor fi votate partidele pro-europene și mai ales partidele de dreapta. Mai ales partidele de dreapta și nu cele de stângă. Mă rog, diaspora este partea societății moldovenești, diaspora care se află peste hotare, cetățenii Republicii Moldova, cea mai informată, bine formată, fiindcă unii au urmat cariere profesionale de succes, sunt tineri care s-au realizat peste hotare, lucrează în instituții, sunt foarte activi în țările unde s-au stabilit. Deci la acest capitol mai avem ceva de lucrat, în sensul ameliorării democrației electorale în Republica Moldova. Că tot ați menționat și de alte partide politice. Ce mesaj credeți că transmite clasa politică societății? Actualmente, în Republica Moldova, cred că clasa politică este stigmatizată de o lipsă de elitism, dacă doriți. Ne lipsește acea experiență civilizațională de care au beneficiat vechile democrații continentale și nord-americane, de ce nu, fiindcă pe parcursul la 19 ani Republica Moldova a fost condusă de foștii nomenclaturiști, adică foștii activiști în Partidul Comunist de pe timpuri, care desigur că au renunțat la parcursul lor comunist și s-au angajat nu știu în ce măsură, mai mult sau mai puțin, în ideea democratică și ne-a lipsit o clasă politică nouă, tânără. Acum vreau să vă zic că clasa politică, cea care este la guvernare, mă refer la prim-ministru, speakerul Parlamentului, primarul de Chișinău, sunt toți cu studii în România, deci putem să spunem că după 2009 am asistat la o rocadă în acest sens, deci s-a schimbat leadership-ul politic în Republica Moldova și au venit exponenții tinerii generații care au făcut studii peste hotare, care privesc altfel lucrurile și există desigur că acest angajament de a ne mișca spre Europa. Nu știu în ce măsură cetățenii percep acest lucru în condițiile crizei europene, da, criza financiară, economică, mondială, prin care trece nu doar Europa, dar și Nord America, bine, americanii și-au mai revenit. Și cred eu că dacă și va suferi eșec actuala coaliție de guvernare, probabil că nu se va datora doar lipsei de experiență a tinerilor politicieni, tinerilor lideri, dar și faptului că cetățeanul de rând vrea să simtă imediat în buzunarul său mersul înainte. Progresul pentru cetățeanul simplu, care mai puțin se pricepe în doctrine și ideologii, pentru el înseamnă să aibă mai mult la salariu, mai mare pensie, mai mare capacitate de cumpărare. Și aceasta nu poate veni peste noapte. Adică, 3 ani este un timp prea scurt, este o perioadă prea scurtă de timp pentru a face, pentru a beneficia în urma reformelor care sunt realizate. Probabil că
Această atitudine a cetățenilor față de politicieni și dorința de a învinui de toate relele care sunt, este proprie nu doar Republicii Moldova, este o mentalitate socială mai mult sau mai puțin răspândită în toate statele. Este foarte ușor să învinuiești pe cei care sunt la guvernare de toate relele care ți se întâmplă. Este cel mai simplu să zici așa, dar eu cred că ar fi bine fiecare cetățean să-și bată capul de propria soartă, de propriul destin, de propria carieră dacă lucrează la ceva și să se întrebe el personal pe sine și cu ce a contribuit la dezvoltarea societății, câte locuri de muncă a deschis și să nu să se plaseze în segmentul societății care, de fapt, este unul foarte important în Republica Moldova, cel care mizează pe parazitismul social. Adică, domnule, aștept pensie, aștept indemnizație unică, mai aștept nu știu ce, mă doare aici, mă doare dincolo, nu mă duc la lucru, că îmi dă statul ceva. Asta este mentalitatea de stânga, foarte socialistă, foarte prezentă încă în Republica Moldova. Ne lipsește acest spirit antreprenorial în mediul rural, în mediul urban, printre cetățenii de vârstă medie. Asta ne lipsește. Dar eu cred că va veni. Din momentul în care au început să se întoarcă unii cetățeni de peste hotare, tot în legătură cu criza, cunosc cazuri foarte concrete, au venit, s-au întors la ei în sat, au mai pus la cale un business, o mică afacere, i-au lipsit și pe ceilalți. Deci este în statele care, bănuiesc că există și o motivație istorică, în satele în care s-a înrădăcinat acest spirit gospodăresc, spirit de cheabur, bine, așa se numeau la noi pe timpuri, da? Culacii și cheaburi erau ridicați și trimiși în Siberia pentru faptul că pur și simplu erau gospodari. În satele unde s-a păstrat acest spirit gospodăresc, satele acestea o duc bine. Este și business-ul mic, este dezvoltat, au infrastructură, au transport, au tot ce le trebuie. Desigur că altele sunt sortite pieire, acolo unde nu mai este populație. Au plecat toți din sat, fenomenul oricum va continua. Nu cred că vom putea pune punct foarte rapid fenomenul depopulării provinciilor din Republica Moldova. Am să văd că ați avut mai multe inițiative legislative. Și pentru ele sunt câteva care se referă la aspecte care țin de identitatea națională. De exemplu, în actele de stare civilă. Există acolo, dumneavoastră, considerați, deși nu mă pricep foarte bine, numai că, așa că nu cred că am înțeles exact ce trebuie să prevadă legea sau ce nu trebuie să prevadă. Dacă ați putea să-mi spuneți puțin despre acest lucru. Vă zic, inițiativa mea legislativă, care peste un an a fost dublată de inițiativa guvernului, tot eu prima am făcut-o, dar oricum ambele vizează dreptul pe care trebuie să-l oferim cetățeanul de a se auto-identifica. Fiindcă până în prezent, în legislația ce ține de perfectarea actelor civile, în 2004 comuniștii au modificat-o de așa manieră ca să nu poți să demonstrezi că ești român în baza actelor de naștere ale bunicilor, părinților. Deci strict omul trebuia să fie înscris moldovean. Asta e chestia. Și am venit cu o inițiativă pentru modificarea respectivei legi, anume articolul 68, care trebuia să fie abrogat. Și să oferim cetățeanului să se autoidentifice în baza unei declarații pe propria răspundere. Aceasta înseamnă că dreptul la autoidentificare, în calitate de drept la viața privată, drept la libertatea de exprimare, drept la libertatea gândirii, care sunt consfințite și în CEDO, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, exact în conformitate cu CEDO, am făcut această inițiativă legislativă și de acum înainte, toți cetățenii din Republica Moldova care gândesc românește, vorbesc românește și vor să se autoidentifice ca român, au dreptul să o facă, în pofida faptul că în actele de naștere părinții sunt înregistrați ca moldovean și așa mai departe. Sau la nașterea copilului, părinții pot să meargă și în baza unei declarații pe proprie răspundere a părinților, copilul va fi înscris român. Da? Și asta ne lipsea. Eu consider că e o primă victorie a mea, a fost foarte greu, adică o inițiativă, 2 ani de zile până a fost adoptată, până a fost promulgată de șeful statului și așa mai departe, dar eu consider că e ceva cu care pot să mă mândresc. Pentru asta n-am venit în Parlament să apăr interese economice, am venit să
apăr în primul rând interesele lingvistice ale autohtonilor, fiindcă sunt lingvist, mai am și alte inițiative legislative care țin de funcționarea limbii române pe teritoriul Republicii Moldova și în fază birocratică, da, este un proiect de lege, o lege nouă, care se numește legea cu privire la politicile lingvistice și va fi depus până la plecarea Parlamentului în vacanță, unde este stipulat foarte clar că limba oficială în Republica Moldova este limba română și toate modalitățile și reglementările cum trebuie să funcționeze această limbă și așa mai departe. În același timp am observat și o altă inițiativă de-a dumneavoastră, aceea de a-i... de a le cere tuturor membrilor Parlamentului să cunoască limba română. Da, este adevărat. Tot e deja stăvreo de mai mult de jumătate de an la Parlament. Nu doar deputații din Parlament, ci și funcționarii publici sunt obligați să cunoască limba oficială a statului, care este limba română, dar printr-o inadvertență și o lipsă de competență constituțională este înregistrată în articolul 13 ca și limba moldovenească. Deci toți oamenii cu demnitate de stat trebuie să cunoască limba română, fiindcă așa e normal să fie într-un stat unde doar 20% reprezintă minoritățile de tot soiul, ruși, ucraineni, evrei, bulgari, găgăuzi, iar bilingvismul, care nu este instituit de iure în Republica Moldova, el de fapt funcționează, din păcate. Aceasta este situația la zi și toate proiectele de legislație, toată legislația este dublată în limba rusă, este redactată în limba română și este dublată în limba rusă. O sumedenie de funcționari pierd timp și efort pentru a traduce aceste documente în limba rusă și în loc să se concentreze pe alte activități, se ocupă de bilingvism instituționalizat și toate astea sunt costuri. Din păcate nimeni nu le-a evaluat. Am făcut și o interpelare la Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor și orică nu am înțeles ce am vrut eu de la ei, că nu mi-au mai răspuns la întrebare. Eu i-am întrebat cât ne costă bilingvismul instituționalizat, fiindcă el este instituționalizat. Chiar dacă în vechea lege din 89, referitor la funcționarea limbilor pe teritoriul RSSM moldovenești, că așa vă dați seama cât de obsoletă este această lege și învechită și trebuie abrogată, chiar în conformitate cu această lege, noi nu avem bilingvism instituit. Dar cineva se bazează pe anumite clauze, anumite stipulări din această lege, prin care, de o manieră invazivă, se zice și sau în limba rusă, în limba moldovenească, și sau în limba rusă, și atunci încep aceste conflicte lingvistice la nivel pansocietal, atât la nivel stradal, cât și la nivel instituțional, că avem o luptă nedeclarată între autonomia teritorială administrativă găgăuză, Bașcanul Găgăuziei, care insistă să îi se răspundă în limba rusă. Mai recent a făcut și o scrisoare în limba găgăuză în adresa instituțiilor statului și a cerut să îi se răspundă în limba găgăuză. Deci, niște chestii care aduc apă la moară doar unor pretenții sau pseudo-pretenții politice. Cineva vrea să-și augmenteze capitalul politic din contul ăsta. Sunt diferite motive, numai nu cele care cu adevărat i-ar face să se pătrundă pe toți de responsabilitatea civică. Dom'le, trăiește în Republica Moldova, cum să nu? Uitați-vă, ei merg cu jalba în proțap la Strasburg și zic că ne impun să cunoaștem limba oficială și cei de la Strasburg, la Consiliul Europei, chiar nu înțeleg, domnule, dumneata nu cunoști limba oficială? Sunt foarte mirați. Cum așa? Nu cunoașteți limba oficială și încă vă mai revendicați acest drept să nu o cunoașteți în continuare? Sunt niște chestii aberante, fiindcă nu poți pretinde că ți se încalcă drepturile tale atunci când tu ești invitat, nu vreau să zic obligat, să respecti drepturile altora. Deci, din momentul în care ești invitat să respecti drepturile altora și tu nu vrei, tu prezinți această nedorință ca și o încălcare a drepturilor tale. Fie că sunt personale, fie fundamentale, și așa mai departe. Cum este sistemul de învățământ, sistemul de educație? Ce mesaj transmite el? Știu că este o întrebare foarte vagă.
Nu, sistemul de învățământ este unul european. European, 100% european, se bazează pe tradițiile napoleoniene, dacă doriți, franceze. Sunt acele patru clase elementare sau primare, cum le mai spunem noi la început, după aia vine ciclul gimnazial până în clasa 9 inclusiv și ciclul liceal clasa 10, 11, 12. Asta este sistemul preuniversitar. În clasele elementare, clasa 1, 4, elevii au un singur profesor, este profesorul pe parcursul a 4 ani de zile, care le face mai multe discipline, deci matematică și limba română și așa mai departe. Vreau să vă zic că în toată această avalanșă de opinii referitor la problema identitară, în speță problema identitară, sistemul educațional este cel care a obținut succese reale. Fiindcă dacă astăzi veți întreba elevii, nu neapărat din școală românească, ci și dintr-o școală rusească, ce limbă vorbește populația autohtonă, o să vă spună că se vorbește limba română, adică este o conștiință și o cunoaștere de sine lingvistică foarte bine conturată. În școlile românești din Republica Moldova se învață istoria românilor de mai mulți ani și nu e nicio noutate pentru ei, este o noutate pentru politicieni și că nu știu cum să o facă în goană după voturi, cum să mai schimbe, ce să mai facă, ce să mai camufleze. Copiii sunt foarte sinceri și eu o să zic că, domnule, vorbim limba română, studiem istoria românilor, mai puțin poate în școlile rusești, fiindcă din păcate, reforma curriculară care a început la finele anilor 90 și am fost parte la această reformă, sunt autor de curriculă națională în domeniul limbilor străine, la toate ciclurile preuniversitare. S-a făcut foarte mult din fostul spațiu sovietic. Noi primii am realizat această reformă curriculară. Unele state din actualul CSI, actuala CSI, abia acum încep să-și reformeze curricula. Noi am fost pionieri din acest punct de vedere. Și pe parcursul a 21 de ani, sistemul educațional a pregătit o generație de excepție. Păi de altfel, în 2009 nu s-ar fi petrecut această faimoasă revoluție Twitter dacă nu ieșeau în stradă acești copii educați în conformitate cu bunele principii și corectele principii istorice, lingvistice și așa mai departe. Asta este realitatea pe care trebuie să o recunoaștem și prea puțin se vorbește despre ea. Prea puțin se vorbește despre ea, fiindcă pe parcursul celor 8 ani de guvernare comunistă s-a încercat influențarea școlii. Vorbesc acum doar de preuniversitar. S-a încercat influențarea școlii, s-a încercat introducerea istoriei integrate, chipurile conform unor prevederi europene, la sugestii europenilor, ceea ce a fost fals, a fost un fals. Nu putem să vorbim despre istoria integrată care a fost introdusă în școlile franceze și germane, în care era vorba despre un studiu experiențial, didactic, cum să studiezi istoria, a două țări care sunt la baza construcției europene. Și deci această idee de o manieră denaturată a fost preluată și încercată să fie implementată aici, în Republica Moldova, istoria integrată și au apărut aceste manuale finanțate pe timpul guvernării comuniste, unde întâlneai mai multe portrete de ale lui Lenin și Stalin și nu se vorbea nimic despre deportări și ocupație sovietică, ci era prezentat ca o epocă de înflorire și mai nu știu ce. Deci s-a făcut o ingerință a politicului în viața școlară. Dar aceste ingerințe nu au dat roade și iarăși, trebuie să spunem, mulțumim profesorilor și mulțumim școlii, fiindcă școala a rezistat. Școala continuă să fie un bastion împotriva oricărei manifestări de ideologizare a societății și mai ales a instituțiilor educaționale. Și ne bucură acest fapt. Înseamnă că totuși intelectualii care sunt concentrați în instituțiile de învățământ, chiar și în cele din provincie, își fac bine meseria și jos pălăria în fața profesorilor, învățătorilor de limbă română și a istoriei românilor. Desigur, au existat cazuri singulare când anumiți învățători, în goană după grad, după nu știu ce, normal că au făcut front comun cu acoliții comuniștilor și au încercat să fie promotorii ideii introducerii istoriei integrate, dar au eșuat. Și acest eșec este un eșec în cariera lor profesională. Cât privește sistemul universitar,
Și acesta este deja racordat, la, cel puțin din punct de vedere structural, la rigorele Bologna, adică facem și noi ciclul licență, masterat, doctorat, după bacalaureat, după susținerea examenilor de bacalaureat, absolvenții au acces liber în universități, în baza unui concurs de dosare, notele și așa mai departe. Dacă ar fi să vorbim despre carențele sistemului educațional, suntem acum într-o groapă demografică, se nasc mai puțin copii, școlile au rămas tot atâtea câte au fost cu 20 de ani în urmă, deci trebuie să ne strângem cureaua și să știm să închidem, bine, e greu să zici că trebuie să închizi o instituție educațională, dar trebuie să o facem, adică nu putem vorbi de calitate dacă instituția nu are computer, nu are echipament, nu are laborator și noi zicem că ținem școală în sat numai să fie de dragul că este școală și am avut cazuri când un profesor facea lecții cu un copil de clasa 1, cu 2 de clasa 2, cu 3 de clasa 3, desigur nu poate fi vorba despre educație calitativă și atunci neapărat sistemul necesită o reformă instituțională, structurală, urgentă. Ea deja a demarat, este foarte greu, fiindcă societatea tratează diferit această reformă și nu înțeleg, nu percep noțiunea de acces la educație, de calitate, anume de calitate, fiindcă au fost procurate și autobuse, copiii sunt duși centralizat la liceul de circumscripție, vă zic că care este dotat, care are capacități și resurse umane și așa mai departe. Dar eu cred că o să reușim. În ceea ce privește sistemul universitar, avem prea multe universități. Pentru 3,5 milioane populații, except în Transnistria, să ai 34 de universități este inimaginabil și ne-au dat acest semnal foarte clar experții din străinătate, experții europeni și ne-au zis că atâta timp cât nu o să vă restructurați sistemul universitar în sensul diminuării numărului de instituții de învățământ superior și optimizării, eficientizării funcționalității lor, nu o să obțineți nici fonduri europene și nici mari succese, fiindcă nu este un secret că fiecare al doilea tânăr își leagă viitorul de o eventuală plecare din Republica Moldova. Deci își leagă proiectul de carieră de alte realități geopolitice, adică să plece în Europa, să plece în Nord America și așa mai departe. În păcate. Ce am observat, tot așa, prin ziare sau prin website-uri sau, eu știu, rețele de socializare, că există anumite sau un anumit conflict, deși e un termen foarte dur, legat de sistemul de învățământ într-o anumită limbă. Și ultimul caz de care am auzit a fost în raionul Călăraș anul trecut, prin noiembrie, dacă nu mă înșel. După primele 8 clase sau după primele 9 clase nu se mai oferea sistem de sau lecții în limba română, ci doar în limba rusă. Există oarecum o discriminare? Nu există discriminare. Vreau să vă zic că Ucraina, care este un stat vecin cu Republica Moldova, nu există învățământ în limba minorității ruse, cu toate că minoritatea rusă în Ucraina este mult mai mare decât minoritatea rusă din Republica Moldova. Nu este nicio discriminare. Eu personal consider că în Republica Moldova minoritățile se simt foarte bine și principiul discriminării pozitive, adică în favoarea minorităților naționale și etnice care există actualmente în Republica Moldova, le-au creat un cadru foarte confortabil, un cadru sociolingvistic, sociocultural, foarte confortabil. Deci pot să-și facă studiile în limba rusă, atât în treapta preuniversitară, școala primară, gimnaziu, liceu, cât și în universități. Deci, din păcate, această toleranță exagerată sau principiul discriminării pozitive i-a segregat pe ei, fiindcă ei au avut de pierdut din această cauză. De ce? La absolvirea universității, facultății, diplomantul nu cunoaște decât limba rusă. Ce face el?
unde merge să se angajeze în câmpul muncii. Și după aia se încep plângerele. Nu sunt acceptat acolo, nu sunt acceptat acolo. Nu sunt... Deci, dacă studentul, bine, vorbim despre studenți, pe când mă gândesc că elevii ar trebui să conștientizeze această necesitate și dacă vom cobori mai jos, părinții trebuie să conștientizeze necesitatea integrării copiilor lor în societatea din Republica Moldova. Deci totul începe. Este foarte ușor să-ți dai copilul o grădiniță românească, să înveți limba română la o vârstă foarte precoce și cu asta ai soluționat problema. Că după aia nu-și mai pune întrebări la ce profesor să-l ducă să învețe limba și dacă vrea să ajungă deputat, să nu stea cu auricularele și să asculte traducerea, dar să vorbească în limba oficială a statului. Deci asta este lanțul acesta care, din păcate, are... deci colapsează la anumite etape. Deci părinții nu-și dau interesul. Uneori, dacă părinții nu-și dau interesul, poate să înțeleagă elevul. Sunt și elevi reprezentanții minorităților care înțeleg acest lucru și care optează pentru clasele cu predare limba română, merge la școală românească. Și studentul. Și această înverșunare și încrâncenare, că vreau să mă simt ca la mine acasă, nu mă interesează limba oficială a statului, fiindcă eu vorbesc cu o limbă a unui fost imperiu și a unei țări care este și astăzi puternică, mă refer la limba rusă, Rusia, țara de origine, și această înverșunare care, probabil, educația pentru această înverșunare vine din familie, îi creează necazuri viitorului absolvent. Și atunci el este segregat, el este izolat, el nu poate să facă nimic decât doar o încercare, o tentativă de inițiativă privată să-și facă un business propriu. Și aici intrăm într-o altă, nu vreau să zic că este extremă, dar într-un fenomen care menține aprinsă flacăra acestui conflict lingvistic la nivel pansocietal, din momentul în care un reprezentant al minorității lingvistice rusofone, ei sunt, ruși sunt foarte puțini, sunt 6% de ruși, 11% de ucraineni, 2% de găgăuzi, 1% de bulgari și mai puțin de 1% restul etniilor, deci în total, dacă ajung la 20%, în conformitate cu recensământul din 2004, încă nu știu dacă ajung la 20%, dar ei toți sunt foarte solidari în utilizarea limbii ruse ca limbă de comunicare. Deci limba rusă este lingua franca aici în Republica Moldova. Și atunci când își creează deschide un business, o afacere proprie, normal că va angaja persoane care îi sunt asemănătoare după chip și suflet. Și acum ce avem? Avem în sfera socială, dacă mergeți la un magazin, la un comerț, unde îți dai seama deodată cine este stăpânul, că nu știe limba oficială, nici binețe nu știe să spună vânzătoarea, nu știe să te deservească în limba română și asta este rezultatul. Deci această segregare, acest lanț segregațional, nici nu știu cum să-l numesc, este un fenomen foarte urât și el nu trebuie să fie tolerat în continuare și nu vorbesc în cheia unei intoleranțe. Nu, vorbesc în cheia unei invitații pe care trebuie să o facem și ea trebuie să fie acceptată de reprezentanții minorităților naționale de a se integra în societatea moldovenească. Dacă doresc să fie cetățenii Republicii Moldova, dacă nu, iestul este foarte mare. Și o ultimă întrebare. Care este poziția Partidului Liberal din punct de vedere identitar aici? Ce sprijină? Sau nu neapărat ce sprijină, ci mai degrabă cum vede Partidul Liberal cetățeni sau identitatea cetățenilor? Bine, nu este un secret pentru nimeni că Partidul Liberal, ca și... Bine, nu vreau să vorbesc despre doctrina politică, fiindcă liberalismul este o doctrină politică, dar aici în Republica Moldova deseori doctrinele politice nu țin. Dacă doriți, în urma acestui conflict identitar, societatea a fost și continuă să fie scindată. Nu sunt de acord că este recent scindată în două părți. Nu este adevărat. Este o minciună sfruntată, proliferată cu insistență de anumiți analiști politici, inclusiv se aud învinuiri, inclusiv în adresa Partidului Liberal, că noi am fi fost la originea acestei scindări și este o minciună crasă, o minciună sfruntată, fiindcă nu este adevărat. Societatea din Republica Moldova, din acest teritoriu, a fost mereu scindată, inclusiv pe timpul sovietic și sunt martor ocul
doar al acestei scindări, când fiind adolescentă, fiind copil, mergeam la școala moldovenească, cum era pe atunci, unica școală din Cahul, orășel din sudul Basarabiei, din sudul Republicii Moldova, și aveam, dar este un oraș și acum continuă să fie foarte rusificat, fiindcă populația rusofonă este concentrată în zonele urbane. Foarte rusificat. Și atunci când, jucându-ne împreună, prieteni, cei mai mulți erau ruși, rusofoni, și când ne certam, exact ca între copii, era o ceartă minoră. Și cea mai mare ofensă care mi era adusă era că ești moldovancă proastă sau moldovancă țărancă. Deci asta, mă scuzați, nu pot să cred că astăzi societatea este scindată de astăzi. Societatea dintotdeauna a fost scindată, fiindcă a fost această manifestare a șovinismului velicorus pe teritoriul tuturor fostelor republici sovietice, socialiste, unde rușii veneau ca un popor cuceritor, popor eliberator, ei nu aveau nevoie să se adapteze, să se integreze și să învețe limba poporului care i-a primit în sânul lor, care le-a dat o bucată de pâine, mai mult ca atât, care nu le-a creat condiții economice să meargă să lucreze în colhozuri și să fie agricultori, da? Ci s-au concentrat în orașe, în zonele urbane, mai mult ca atât. Ei erau nomenclatoriști, ei erau cei care ne învățau pe noi, autohtonii, cum să trăim și ce să facem. Deci, poziția Partidului Liberal din acest punct de vedere, exceptând doctrina și ideologia, este că noi suntem români, vorbim limba română și trebuie să pledăm pentru victoria acestui adevăr științific. Deci, din punctul meu personal de vedere, atunci când iese un analist, aș pretins analist politic sau observator politic și zice, domnule, opinia mea este că noi suntem moldoveni și că noi trebuie să studiem istoria Moldovei și că în 1940 la 28 iunie nu am fost eliberați. Deci nu este opinie. Deci asta este manipulare, o manipulare voită, deseori poate să fie venală și plătită din exterior, și lucrul ăsta vă spun cu toată certitudinea, chiar dacă nu am dovezi și nu am probe, dar este prea la suprafață ca să nu fie adevărat. Deci nu este opinie și nu putem să ridicăm la rang de opinie minciuna. Minciuna organizată intelectuală este cea mai periculoasă. Minciuna organizată intelectual, Gabriel Liceanu, termenul îi aparține. Este teribil ceea ce se petrece aici, fiindcă în goană după pluralism de opinii, vezi deja, asiști la o înmulțire, la o multiplicare a acestor minciuni care au ambiția de a pretinde că este opinie. Și dacă îl contrazici și combați această minciună, ți se incriminează că îi obstrucționezi sau încalci dreptul la libertatea de exprimare. Uite unde este manipularea și unde este toată această, cum să vă zic eu, angrenare așa diabolică, fiindcă într-un fel cădem în propria noastră capcană. Vrem să fim democratici, vrem să demonstrăm că oferim dreptul la libertatea de exprimare și din dragostea asta pentru pluralism am ajuns la ceea că cei care promovează adevărul științific ne pomenim în minoritate. Și este un nonsens din punctul meu de vedere. Deci suntem români și punctul, a spus-o Eminescu și Eminescu știți unde s-a născut și unde este înmormântat, ce fel de moldoveni cu doar cu monumentul lui Ștefan cel Mare aici, dar Putna este dincolo de Prut, deci sunt niște chestii care nu le mai poți tolera și rolul politicienilor este nu de a contribui în continuare la manipulare și la menținerea poporului într-un întuneric, zicând, domnule, nu spun că suntem români, fiindcă, uite, nu-i place lui Cutărică sau lui Cutărică din satul Cutărică, care nu știu ce i s-a năzărit și nu știu ce a auzit de la... Eu am auzit de la bunici și la părinți ceea ce am auzit. Românismul nu este din 89 pentru mine și pentru cei din Partidul Liberal. Ideea românismului a venit odată cu laptele mamei, dacă pot să mă exprim așa. Am avut cărți românești în casă, am avut rude în România care au fost nevoite să plece din cauza, surorile bunice au emigrat din cauza ocupației sovietice. Niște chestii care nu le poți combate cu una, cu două și să vină cineva și să mă învețe pe mine cine sunt eu și care ne este istoria. Asta este realitatea și pledăm pentru adevăr.
Bun, mulțumesc. Știu că nu am avut o abordare completă a acestui subiect, numai că dacă credeți că e ceva ce ar trebui să știu. Păi nu mai știu ce. Am vorbit așa de toate, despre tot. Bun, atunci am să vă citesc în, în carte, acolo o să găsiți referințe și poate date mai precise și cu numărul de vorbitor, numărul de locuitor și când a venit și de unde vine și ce trebuie să facem despre puterea limbii aici în Republică la noi. Vedeți dumneavoastră, e un lucru foarte important care nu se menționează foarte des. Eu am promovat această opinie și nu vreau să pretind că la exclusivitate și că mă aparține, dar problema identitară în Republica Moldova este strict legată de problema lingvistică. Pentru francezi nu se pune problema ce limbă vorbesc ei și că sunt francezi, numai că doctrina franceză despre naționalitate este un pic alta. Atunci când spun naționalitate, ei presupun cetățenie. Când aici, în Republica Moldova, doctrina franceză nu este valabilă. Noi ne raliem mai degrabă la doctrina germană, care zice că cetățenie este cetățenie, deci în baza acestui contract social, utilizând termenul lui Rousseau, trăim în acest stat, suntem cetățeni ai Republicii Moldova, dar apartenența la cultură, la tradiții, deja fiecare și-o definește cum crede el de cuvință. Și, de fapt, este consfințit și în Constituție acest lucru, articolul 16 și 17, unde se pomenește despre non-discriminare pe anumite criterii. Naționalitatea este menționată prin virgulă de cetățenie. Este naționalitate, cetățenie și chiar origine etnică. Figurează și această sintagmă, acest termen, și m-am străduit foarte mult să îi conving și pe deputați atunci când am făcut inițiativa mea legislativă, că există o mare diferență între naționalitate și apartenența etnică. I-am zis că nu vreau să fiu apostrofată că sunt etnie, sunt român și nu sunt etnic. Avem o singură etnie pe teritoriul Republicii Moldova, sunt găgăuzii. Bine, și romii pot fi considerați etnie. Restul sunt minorități naționale, ruși, ucraineni, că au stat de bază statul în afara granițelor Republicii Moldova. Și de-aia am insistat asupra termenului naționalitate. Guvernul venise cu apartenență etnică, eu am zis, domnule, lăsăm naționalitate, n-au vrut, bine, prin slash, prin bar. Bine, lasă fie prin bar, dar lăsați naționalitate. Eu sunt de națiune și naționalitate românească, nu sunt etnie.